potrivită pentru toamnă și ca și rezistență, subțiri pe care încă o să le mai port tot așa prin casă. Este o borsetă în care tu pur și simplu pui snack-urile copilului. Eu nu știu dacă o să fie bună la iPhone-ului. Magazine sunt destul de scumpe, undeva la 15 lire. Iată, dragilor, și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi am pentru voi un vlog, sper eu, motivațional, pentru că astăzi o să ne ocupăm de dressing și mai exact o să ne ocupăm de hainele de toamnă. Am de gând să scot toate hainele de vară afară din dulap și să mă ocup de hainele de toamnă. Cred că în spatele meu, acolo în oglinzi, poți să vezi dezastru care mă înconjoară, să zic așa. Dar de dimineață m-am trezit și l-am rugat pe Andrei să-mi scoată toate hainele de toamnă. Vreau să le sortez, să văd dacă vreau să le păstrez pe toate, facem și un big declutter, să zic așa, așa că sper că acest videoclip să-ți dea motivația de care ai nevoie în cazul în care nu te-ai ocupat de task-ul acesta, să zic așa, încă. M-am trezit azi dimineață, Andrei a plecat la serviciu și l-am rugat înainte să plece să-mi scoată toate hainele, le țin depozitate sub pat, cred că am mai menționat în organizatoare, o să-ți arăt într-o secundă, dar m-am trezit, m-am pregătit, mi-am băut o cafeluță, sunt la a doua cafeluță, că eu nu sunt o persoană matinală, cât că am mai menționat eu asta la mine pe canal. Știu că unii oameni au chestia asta și sunt matinali așa de felul lor, eu nu, niciodată. Nici când am fost în școală și atunci preferam să stau noaptea și să învăț decât să mă trezesc dimineața. Dar azi dimineața am făcut un efort conștient să mă trezesc, să-l rog pe Andrei să-mi scoată organizatoarele și să mă ocup de chestia asta, că parcă după ce s-a organizat dulapul, nu știu, cel puțin în cazul meu. După ce mi-am organizat dulapul, parcă și mental mă simt mult mai, nu știu, mai bine, să zic așa. Și cam acesta este planul pentru astăzi. Sper că acest videoclip să te motiveze. În cazul în care tu încă nu ți-ai făcut switch-ul acesta al garderobei, sper că acesta să fie impulsul de care ai nevoie. Dar înainte să începem cu organizarea, să zic așa, am vrut să vă arăt un nou favorit și cred că o să fie un favorit de toamnă, să zic așa, pentru că mi-am cumpărat rujul acesta de la Number 7. Îl port și astăzi pe buze și este o culoare absolut superbă, foarte frumoasă. Ia uitați cât este de frumoasă culoarea. Nu știu cât de bine focusează, sper să focuseze acolo la voi. Dar mi se pare o culoare foarte potrivită pentru toamnă și ca și rezistență, rezistă destul de bine, dar ca și preț față de alte produse cosmetice de la Benefit sau mai știu eu ce, eu zic că asta este o variantă bunicică. Dar l-am încercat azi dimineață pentru prima dată și îmi place foarte, foarte mult și am zis să vi-l recomand și vouă. Bun, haide să vă arăt cu ce lucrăm. Și cam așa arată partea mea de dulap. În partea de sus de obicei țin orice articol trebuie pus pe umeraj, cum ar fi rochii, cămăși și așa mai departe. Iar în partea de jos am patru sertare în care îmi place să țin pantaloni, am un sertar în care țin haine de casă, tricouri și mai știu eu ce. Partea cealaltă este a lui Andrei și aici, iar în dulapul acesta, bineînțeles, sunt tot haine de ale mele, tot așa haine de vară pe care cu siguranță nu cred că o să le mai port și așa că aici aș vrea să pun pulovere, nu știu, cardigane, habar n-am, chestii de genul acesta. Tot în colțul acesta ne ținem noi și uniformele pentru servici. Iar în partea de jos mai avem încă un dulap de la IKEA, nu mai mi-aduc aminte exact cum se numește. Cred că malm, dar nu mă crede pe cuvânt că nu mai mi-aduc aminte exact, în care ținem noi pijamalele, chilos, șosete și așa mai departe. Și haideți să pun organizatoarele acestea pe pat și o să începem unul câte unul, mă uit la ele, le verificăm și le vedem ce mai ținem, ce nu mai ținem, ce dau la Charity Shop, o să văd exact cum mă organizez.
stand on the opposite shore. Hello, moon. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Acum, în ceea ce privește rochițele de vară, cred că le-am purtat pe majoritatea dintre ele, dar am aici câteva, două, trei pe care le văd acum și nu le-am luat niciodată. Și dacă nu le-am luat toată vara, cu siguranță nu o să le iau anul viitor, așa că o să le pun în grămăjoara pentru donații și o să le duc la un charity shop, poate altcineva se bucură de ele, că nu are rost să-mi ocupe mie loc, nici nu văd exact ce am și pentru ce. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello, Mona. I mistook you for a dream. The engine glows. Și cam așa arată dezastru dinaintea organizării, fetelor. Cred că acesta e pasul care mă face totdeauna să mă simt așa overwhelmed. Dar am acolo toate rochițele de vară pe care vreau să le țin. Am scos câteva afară. Așa că grămăjoarea aceasta pentru charity shop-uri deja a început să crească, dar majoritatea rochilor le port, îmi plac, încă sunt stilul meu, așa că o să le împachetez în organizatorul acesta pe care l-am cumpărat eu de la Lidl de vreo câțiva ani buni și care a ținut foarte mult, nu mai știu cât a fost, foarte rentabil, dar m-a ținut oi, având în vedere că la fiecare sezon, eu pot să zic că chiar la fiecare sezon, că nu e, cam de două ori pe an. Înainte să vină primăvara și înainte să vină toamna, îmi rotesc hainele pentru că, din păcate, nu am suficient spațiu unde să le țin împreună și nici nu-mi place, poate că aș avea spațiu să le țin. Dar îmi place să fie așa foarte, foarte înghesuite, că nu vezi exact ce ai și atunci mai bine prefer să le depozitez pe cele care sunt out season și pe cele care sunt în sezon să le pun în dulap. Revenind la grămăjoare, aceasta este grămăjoara pe care o să o pun în sacul de depozitare și aici am câteva rochii pe care cu siguranță o să le pot purta și în perioada care o să urmeze, cel puțin pe perioada toamnei, cu siguranță o să le pot purta, dacă nu și iarna, că aici în Marea Britanie iarna nu este foarte rece. Și acestea sunt cele pe care vreau să le țin încă, pentru că la fel cred că o să le mai pot purta perioada aceasta. Ce-am aici, fetelor? Haideți că vă pun pe trepied ca să nu vă plictisesc și o să fac eu un timelapse până ce îmi împachetez toate hainele acestea și le pun în organizator. Sper să-mi intre într-unul. Am uitat să vă arăt, asta este o roche pe care am găsit-o la un charity shop și pe care încă nu am reușit să o port vara aceasta, dar cu siguranță vara viitoare o să fie una dintre favorite. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone.
Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know we're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello, Mona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Mona. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Avem ceva progres, fetelor, deși camera arată de zici că o bombă a căzut la mine dormitor. Ia uitați câte umerașe goale am și acestea au fost toate pline cu rochițe pentru vară. Încă sortez hainele de toamnă, dar în dulap stăm destul de binișor. Am găsit câteva dintre rochițele de toamnă de care sunt super încântată. Am aici una de la Karen Millen, ia uitați cât este de frumoasă, abia aștept să o port. Mai am și pe aceasta de la Ted Baker, dar e din lână, încă nu e vremea de ea, dar sunt super îngândate de ele. Și am încercat să le pun cât de cât pe culori, deși nu am o garderobă neutră, sunt o fată a culorilor, cel puțin acum în etapa aceasta vieții mele, așa că am încercat să le pun cât de cât pe culori. Am aici negre, apoi albastre, am două roșii, câteva verzi și acum am câteva cu imprimeu, diferite imprimeuri aici, care zic că o să fie super faine pentru toamnă. Și aici am toate rochile mele lungi. De aceasta nu eram sigură dacă ar trebui să o las, că e destul de deschisă la culoare, dar în cazul în care avem o zi mai călduroasă, asta o să meargă super fain. Tot așa rochii lungi, apoi aici am cămăși, fuste, câteva perechi de pantaloni și câteva pulovere care sunt un pic mai subțirele și pe care nu aș vrea să le pun în sertare, dar da, cam așa arată. De ce îi țin fetelor că anul ăsta nu i-am purtat deloc. Se mai port un an dacă anul ăsta nu i-am purtat deloc. Că vara asta am trăit în fuste și în rochii. Da.
ceva dintre tricourile pe care le mai țin pentru casă și cămășile astea la fel pentru casă. Ce zicem noi de bluza aceasta? Vara nu por din cauza florii și toamna aici în Anglia e prea rece pentru ea. Ușile astea jos le pun pe umeraș. Cel mai greu declutter la blugi, nu știu de ce, mi se pare că aproape toate perechile pe care le am sunt același stil, îmi plac foarte mult aceștia mom jeans și seems like for together. Oh God, I miss you bad. And I read your letters and look at your pictures. Oh God, I ok, fetelor, multe, multe ore mai târziu, cred că aproximativ 5 ore mai târziu de când am început declutter-ul acesta și sunt aproape, aproape gata. Zic aproape gata pentru că pentru astăzi o să încheie aici, dar mai am câteva lucruri de făcut pe care o să le fac eu săptămâna viitoare când sunt liberă, că, sincer să fiu, mi-e foarte foame. M-am oprit, cred că, pentru 20 de minute să le dau copilor ceva să mănânce, dar asta a fost tot, așa că cred că am terminat pe ziua de astăzi. Dar zic să închei videoclipul să vă arăt exact ce am făcut. Cam așa arată dulapul. Pe umeraș am pus toate rochițele. Am încercat să le pun, cum v-am spus la început, pe culori. Eu sunt un om foarte vizual și mi se pare că dacă sunt aranjate pe culori, le văd mai bine. Dimineața pot să-mi pun outfit-ul mai repede. Așa că asta am încercat să fac. Jumătate din dulap este plin cu rochii, fetelor. Dacă ești la mine pe canal de ceva vreme, știți deja, îmi plac foarte mult rochițele și dacă ies în oraș, dacă nu sunt acasă, cu siguranță o să mă îmbrac într-o rochie. Apoi, în partea aceasta, am cămăși, niște bluzițe un pic mai subțiri, aici am un set, apoi organizatorul acesta l-am lăsat aproape la fel. Nu?
Aici am țin curelele, am câteva eșarfe potrivite pentru toamnă, deși nu folosesc eu foarte multe eșarfe, mai mult le folosesc pentru a accesoriza gențile, dar nu ca să mi le pun la gât. Și apoi hai să vedem sertarele. În primul sertar este un fel de loungewear, să zic așa. Aici am toate bluzele pentru casă, aici am bluzițe esențiale pe care de obicei le iau sub haine, două traininguri cu care mă îmbrac prin casă. Apoi în al doilea sertar am mai păstrat aici câteva tricouri, la fel tot pentru casă. Le împachetez în metoda KonMari. Dacă nu ai văzut videoclipul în care îți arăt exact cum îmi aranjez dulapul cu metoda KonMari, o să linkuiesc în căsuța cu descriere, dar e făcut cred că de vreun an, dar încă folosesc metoda. Mi se pare că pentru genul acesta de dulap în care tu ai sertare, metoda aceasta funcționează foarte bine pentru că îți încap foarte multe lucruri și de asemenea le și vezi. Aici am toate hăinuțele de iarnă, toate puloverele de iarnă. Apoi sertarul acesta este loungewear. Am foarte multe seturi, trăiesc în ele pe timpul toamnei sau pe timpul iernii, îmi plac super, super mult. Aici am jegeri sau leggings, cum vrei să zici. Și în ultimul sertar am toți pantalonii. Am două rânduri cu blugi și două rânduri cu pantaloni. Dar da, cam așa a ieșit. Foarte, foarte organizat mi se pare, îmi place super mult și vreau să zic că și vreau să vă spun că mă simt ca un copil. Dacă ești ca mine și faci așa o rotație a hainelor pe care le ai, hainele care nu sunt în sezon, nu le ții tot timpul la vedere, vreau să vă spun că am găsit o grămadă de rochițe de care nici nu mai mi-aduceam aminte. Aceasta de la Karen Millen, cum am spus. Apoi am găsit o rochiță pe care am cumpărat-o, o să vă arăt. Și dacă o să fac un haul de toamnă, o să vă arăt în haulul acela, dar am cumpărat niște rochițe la reducere de la Tesco. Asta a fost, nu mai mi-aduc aminte să zic așa, oricum înainte de iarnă. Dar nu le-am putut purta, că erau niște rochii care sunt potrivite pentru, despre aceasta vorbesc, niște rochițe care sunt pentru toamnă. Bine, aș fi putut eu purta și iarnă, dar n-am purtat-o. Și cam așa arată și partea aceasta a dulapului. Aici am pus toate sacourile, plovărașele acestea mai lungi. De asemenea, am trei veste aici care sunt foarte, foarte similare. Nu aș avea nevoie de trei, dar o să văd exact pe parcursul toamnei care este aceea spre care mă îndrept cel mai mult. Și acum, în ceea ce privește hainele de vară, am aici trei organizatoare, 1, 2, 3, o să le aștept pe Andrei să le punem sub pat. Iar în partea aceasta am niște hăinuțe pe care nu o să le port acum, doar la Crăciun sau mai încolo spre iarnă. Am niște pijamale foarte fluffy, sigur nu le port acum, și niște rochițe. Ia uitați ce frumoasă e aceasta, nu cred că v-am arătat-o și aceasta este o rochiță găsită tot la un charity shop, foarte, foarte frumoasă, superbă, este dintr-o catifia, nu știu cât de bine bate pe cameră, dar este dintr-o catifia minunată. Aici am pus apele pentru piscină, aici am o rochiță care încă îmi place, dar dacă mi-aduc eu bine de anul trecut, mi-e cam strâmtă, așa că vreau să o încerc să văd dacă mai mi-e bună sau nu și dacă nu mai mi-e bună să o dau. Sunt foarte fericită că am reușit să mă despart de o mulțime de haine. Am aici doi saci, un sac mai mare și unul mai mic. Toate aceste haine o să le dau la charity shop, altcineva se poate bucura de ele. Dar aici, în plasa aceasta de la Marks & Spencer, de asemenea, am pus o mulțime de lucruri, niște poșete pe care cu siguranță nu o să le mai port. Am aparatul acela de coafat, dar să fiu cinstită, fetelor, de când mi-am cumpărat Dyson-ul, alt aparat de coafat nu am mai folosit și mai am câteva, dar am zis încet, încet mă despart de cele care, nu știu, care nu-mi plăceau așa de mult. Acelea o să încep să le dau, poate altcineva se bucură de ele. Și aici am o plasă cu umerașe care sunt toate, toate goale și, da, cu siguranță o să mai cumpăr eu lucrușoare. Și așa cum v-am promis, o să încheiem videoclipul de astăzi prin a vă arăta un mini haul, Temu, cum vrei să numești site-ul. A plasat Andrei o comandă, cred că de vreo 5 zile, să zic așa. Nu durează foarte mult până ce produsele sunt livrate la tine acasă, cel puțin numai la Britanie, cam 5 zile cred că a durat.
Haideți să vă arăt exact ce am comandat, că mi-am cumpărat și eu, comandat și eu câteva lucrușoare și a comandat și Andrei. O să vă pun eu prețul pe ecran, că habar n-am, fetelor, să vă zic cât costă. Da. Și îmi cer scuze pentru pornit în avans, nu prea mă uit la unboxing-uri, că destul de deranjant, să zic așa. Dar haideți să vă arăt ce am comandat de pe Timu. Prima! Oh, ce faină e asta, fetelor! Primul lucru pe care l-am comandat este pouch-ul acesta sau borsetuța aceasta pentru snack-uri sau snack-uri, cum vrei să zici. Este o borsetă în care tu pur și simplu pui snack-urile copilului. Mi s-a părut foarte, foarte folositoare. Este un dup, bineînțeles. Cred că știi deja după ce companie este făcut dupul acesta. Dar mi s-a părut foarte, foarte bun și foarte folositor atunci când mergi în concediu, în special, că nu știu cum e la tine acasă, dar la mine când mergem în concediu, toate snack-urile pe care le luăm cu noi pe avion ajung la mine în geantă și e o harababură totală la mine în geantă, cu pașapoarte, cu snack-uri, cu așa mai departe, și mi s-a părut un mod super, super util pentru a organiza snack-urile și dacă nu mergi în concediu și dacă vrei să te duci cu copilul în parc. Pur și simplu spui aici batonașele de ciocolată sau ce vrei tu să pui acolo. Și da, super, super faină. Din punct de vedere al calității, este destul de tare plasticul acesta. Nu mi se pare foarte subțire și ușor de rupt. Îmi plac foarte mult literele. Sunt din material foarte, foarte colorate. Iar fermoarul este un gold roz. E genul acela de borsetă care tu ai putea să-l ții pe mână și da, îl iei doar cu tine. Am văzut că aveau foarte multe modele diferite. Una pe care scria piscină. Ai putea tu să o iei cu tine la piscină, să spui crema de plajă, loțiunea de după plajă și așa mai departe ce ai tu nevoie acolo, dar da. Mi s-au părut super faine. O să-ți introduc prețul pe ecran, pentru că nu mai mi-aduc aminte cât a costat fiecare. Nu este prima noastră comandă. Andreea a mai plasat câteva comenzi pe Timu. Dar este prima dată când mi-am ales și eu câte ceva. El de obicei și-a luat lucruri scule și ce mai avea el nevoie pe acasă. Mai am luat cablurile de încărcat telefoane. Le-am mai cumpărat de la ei. Știu că pentru prima comandă ai undeva la 60% discount. Dar o să vedem exact cum arată produsele și în cazul în care sunt mulțumită, o să fac și eu un account și o să plasez și eu o comandă. Următorul lucru. Ăsta este super fain, fetelor. Sper să meargă, sinceră să fiu. L-am văzut la una dintre fetele din America și în videoclipul în care ea îl prezenta, era un fel de clip în care i-a arăta mini hack-uri pentru back to school și ne arăta aparatul acesta, care este un aparat de sigilat. Acum nu știu cât de bine o să funcționeze, așa că o să-ți introduc eu aici câteva imagini ca să vezi exact cum funcționează după ce îl încerc. Dar ce presupune că face acest aparat? Să zicem că tu ți-ai deschis punga de chipsuri și ai mâncat două chipsuri și nu mai vrei să mai mănânci sau copilul nu mai mănâncă, cu aparatul acesta resigilezi punga și chipsurile ar trebui să stea proaspete sau pufuleții sau mai știu eu orice. Orice poți sigila, am dat eu un exemplu cu chipsurile, dar poți sigila orice. Nu știu, dacă o să funcționeze, mi se pare o chestie super, super faină, dar o să-l încercăm împreună. A fost și foarte rentabil ca și preț, cred că a costat undeva la 1,50 lire, ceea ce înseamnă 7 lei, 8 lei maxim. Deci da, o să văd. Următorul lucru, sunt super fain ambalate, în primul și în primul rând, toate vin ambalate individual. Și am luat, cred că asta i-a luat Andrei, și a luat Andrei o nouă husă pentru telefon și a cumpărat iPhone-ul 14 și și-a luat o nouă husă, o husă simplă neagră, cu detaliile astea roșii aici pe margine. Acum mi se pare foarte micuță. Eu nu știu dacă o să fie bună la iPhone-ul lui. Nu pare foarte mică, Mihai? Pentru telefonul lui tati. Cam mică, așa-i? Vă și eu duci la tati. Nu știu, cred că e mică. Nu știu dacă și-o comandat el Pro Max-ul.
Următorul lucru. Am... Uau, ce faine s-a uitat de ele. Mi-am comandat două linguri din lemn. Acestea sunt mai mult estetice, să fiu cinstită. Nu cred că sunt atât de folositoare. Dar nu știu dacă ați văzut voi prin mediul online lingurile acestea din lemn, care pur și simplu le pui în borcănașul tău de sticlă, în care ai zahăr brun sau mai știu eu ce, și arată super, super fain. Mi-am luat două să le punem împreună într-un videoclip viitor, că vreau să-mi reorganizez cămara fetelor, că e un dezastru acolo, așa că o să facem cămara împreună într-un videoclip viitor. Următorul lucru pe care l-am comandat este tăvița aceasta. Este o tavă din bambus, zic ei pe site. Acum, este destul de subțirică, să fiu cinstită. Ai putea să o folosești în baie, în bucătărie, poți să-ți pui detergentul de vase și mai știu eu ce pe ea. Dar eu, sincer să fiu, mi-am luat-o pentru a pune cafeaua și paharul de apă. Mi se pare că arată așa foarte, foarte bine. Dar da, are multiple întrebuințări, să zic așa. Nu trebuie să o folosești doar pentru acel lucru. Următorul lucru pe care habar n-am, fetelor, ce unealta asta. A, cred eu că l-a comandat Andrei pentru curele. Este un aparat de făcut găuri în curele. E Andrei? Da. Și cum ar trebui să-l folosești? Nu știu, să-i pui într-o... Nu-i greu. Nu. Ce mare! Da. O să vă introduc eu o poză în cazul în care funcționează sau nu, după ce îl probează Andrei. Dar, ce mare e, Andrei, așa trebuie, de mare. Da, cum e husa ta? E ok. E ok? Dar ce pare așa mică? E ok? Super. Ce mai avem aici? Un alt lucru. Apare, am trecut, tot Andrei l-a comandat. Ca să văd cum îl desfac. Astea sunt niște ecrane de protecție pentru telefon sau sticle de protecție pentru telefon, dar ia uitați ce bine ambalate au venit. Ai văzut, Andrei? Hai să vezi ce fain ți le-au ambalat. Deci au venit odată în cutiuța asta din polistiren. Ia uite ce fain. Și după aia le-au băgat și în pungile astea. Da, în pungi să băgau, dar nu știu de polistiren. Da. Ai poți să-ți o iei, soțul, liniștit? Mulțumesc. Mai avem ceva? Nu știu. Următorul lucru... am și uitat de ele! Oh, da. Mi-am comandat niște linguri pentru cafea. Lingurițe de cafea. Da, sinceră să fiu, nu cred eu că aveam nevoie de ele, că... mai mi-am luat la două de la Danel, dar am uitat de ele. Cam așa arată. Oare veneau la set sau am ales eu fiecare individual? Erau patru pe set. Erau patru pe set. Cam așa arată, să vă introduc eu prețul pe ecran. Patru linguri aurii. Super faine. Acum... picam. Nu, materialul din care sunt făcute nu sunt ca și cele de la Danel. Nu, sunt foarte fragile. Cred că dacă aș vrea, aș putea să îndoi materialul acesta. Pe păzi de design. Da, exact. Să le pui ca și pe post de design, cum zice Andrei, ok, dar așa nu știu. Da, astea nu prea fetelor. Uite, mai era soțul. Și-o mai luat Andrei un încărcător pentru telefon. Lege. Un cablu de... de telefon. Sper să fie ok, apoi... Nu știu, le încerc. Oricum, la că strică Mihai la ele... A fost foarte ieftine și dacă merg cel puțin jumate când merg celălalt cu 5 lire, îmi iau okay. 10. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat, fetelor, este... o ghirlandă din lemn, din beads, mai bine zis. Uau, ce faine, așa că e faine, oare cât a fost asta? Nu știu, până în 2000, ce face? Da, o să vă introduc eu prețul, că nu mai mi-aduc aminte, dar asta e super faină. Avem aici niște
Sfoară. Da, sigur știți la ce mă refer, că sunt foarte, foarte populare, dar prin magazine sunt destul de scumpe. Undeva la 15 lire am văzut eu prima la Britanie. Așa că asta, mai știu, 2-4 lire, o să-ți introduc eu prețul, că nu mai știu exact cât a costat, îmi vorbesc prostii. Soarea lemnului este foarte deschisă, așa că ia uite ce bine arată. O să-ți arăt exact cum o să o folosesc. Cum arată husa, Andrei? Aproape bine. Are cea niște butoane mai ciudate, da. Ia să văd. Ia arată-ne. Zici că o să cadă, da. Și pe spate? Nu cred că... Asta au căzut toate. Și că, eu l-am pus invers. Când l-am scos eu din pungă, atunci cred că a căzut. Păi, față de ce aveam, uite, așa trebuie pus. Dar atunci nu mai o forța să iese. Nu mai pot. Nu cred că e prea bună husa asta. Acum, să mă țin o săptămână. No. Nu arată rău, ca și husă, ca și... E ok? Da, și acum arată bine și butonul ăsta, că l-am invers. Ia întoarce-ne pe spate să vedem. Mie nu-mi trebuie. E frumușică, hai că e frumușică, da. Merge. Rău cu logo-ul, cu trebuie. Aproape frumoasă. Aproape frumoasă. Cam acestea sunt cumpărăturile noastre de pe Timu. Per total, da. Arată destul de bine, chiar bine. Nici mai vreau să văd cum... Ăla ce? Sigilatorul. Da, da. S-a dușat aminte, Andrei? Da. Da. Mulțumesc mult pentru vizionare ca de fiecare dată. Sper că ți-a plăcut videoclipul. Nu uita să te abonezi dacă ești nou pe canal, iar noi ne vom revedea la viitoare cu un nou clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa!